Știre electorală de promovare. Orașul Călan, pe vremuri un important centru industrial, pare înțepenit într-o imagine de vechi, prăfuit și ruine. Edificii aflate în patrimoniul cultural al orașului zac abandonate, multe dintre ele la un pas de a se nărui, abandonate de administrația locală și care contribuie, din păcate, la imaginea deplorabilă a urbei. Una dintre clădiri este fosta casă de cultură, iar candidatul AUR la funcția de primar al orașului Călan, Flavius Mateoi, și echipa sa consideră că punerea în valoare a clădirilor de patrimoniu de pe raza orașului Călan și a localităților aparținătoare poate schimba în bine imaginea orașului și viața locuitorilor. Din punctul meu de vedere, singurul demers care s-a făcut a fost să se câștige această casă de cultură în instanță, lucru care, după părerea mea, putea fi făcut mult mai simplu, adică se putea merge pe o înțelegere amiabilă cu sindicatele, fără să ajungem prin instanțe, fără să facem chestiuni de acest gen, și astfel casa de cultură putea fi redată oamenilor și să-și justifice oarecum scopul și obiectul activității. Deci totul se putea face mult mai simplu, fără instanțe, fără judecăți, printr-o înțelegere cu sindicatele. Dar acest lucru nu s-a dorit de către autoritățile locale și suntem la stadiul de față unde funcționăm cum funcționăm, adică deloc. Momentan, casa de cultură este degradată în proporție de 40%, cam așa. În 34 de ani, cred că a fost o singură dată renovată sala de spectacole. Cred că acum 10 ani s-au desfășurat ultimile spectacole în sala mare, de fapt, a casei de cultură. Tot timpul ni s-a promis că această casă de cultură va fi redeschisă publicului larg, dar nimic. Nu s-a mai făcut cel puțin de 10 ani niciun spectacol, nu s-a mai făcut. Este un club aici, un club de sport care activează și au și performanțe, dar cam atât. Nu se mai fac. Mai este un club de tenis de masă, un club al pensionarilor, dar este renovat acel club doar pe cheltuiala proprie, deci a pensionarilor. Nimeni nu a investit. Și-au văruit, au pus becuri, da, toată zona aia este distrusă. E foarte greu de înțeles de ce poți să intri în casa de cultură să bei o cafea, un suc, o bere și să nu poți să desfășori activități pentru copii, pentru seniori, nu poți să ai o bibliotecă, nu poți să faci un club al pensionarilor și toate lucrurile acestea. Foarte, foarte greu de înțeles pentru noi. Soluții și proiecte sunt și pentru parcul din fața casei de cultură, la fel de vechi și degradat și el. În acest parc ne vom dori să facem o zonă pietonală. În anii anteriori, acum vreo 8 ani de zile, a fost un arhitect tânăr cu o idee și cu o inițiativă să redeseneze această zonă. Din păcate, autoritățile n-au făcut absolut nimic. Noi vom redesena această zonă, o vom regândi și va fi o zonă frumoasă, cu un alt aer, cu un alt vibe, care să placă tinerilor și seniorilor în același timp.